Amenzile date de ITM pentru munca fără forme legale se ridică la 310.000 lei. În domeniul relațiilor de muncă controlate au fost 278 de societăți comerciale, 20 dintre acestea practicând munca fără forme legale. Directorul instituției Ionuț Crețuleac a declarat că în urma descinderilor, în această perioadă 37 de persoane au fost surprinse prestând la negru cele 30 de amenzi pentru munca fără forme legale, însumând 310.000 lei. Pe lângă acestea, lucrătorii ITM au prescris încă 203 sancțiuni pentru încălcarea altor prevederi legale. Inspectorul șef al ITM, Crețuleac, apreciind că verificările au fost eficiente. El a mai apreciat că participarea echipajelor de jandarmi au constituit un real sprijin pentru inspectorii de muncă în activitatea de control, având ca principal obiectiv depistarea cazurilor de muncă nedeclarată. În mod concret, la desfășurarea controlului în teren, jandarmii au ajutat la identificarea corectă a persoanelor care desfășurau activitate, evitând de această dată situațiile de obstrucționare a controlului cu care anterior inspectorii s-au confruntat, preponderent în zona construcțiilor și a exploatării forestiere.